10 Plus, modelul superior lansat astăzi, superior din două motive, 1 diagonal 5.55 cu o rezoluție 2560x1440 pixel și apoi cele două camere de pe spate sunt superioare având obiective f1.8 față de f2.2 de pe P10 simplu, în continuare 20 de megapixel monocrom și 12 megapixel color. Spatele este foarte asemănător cu o pilă, este texturat, dar de fapt este prelucrat în mii de puncte care se simt la deget și asigură o priză plăcută și această suprafață reflectivă. Iată, de exemplu, un model clasic, un gri, observați diferența între ele, acesta nu face la fel de multe ape. Sticla cu senzorul de amprente, același senzor emulează însă și butoanele de Android, trebuie să înveți tot felul de coduri de apăsări scurte și lungi pentru a face back și meniu și home. Camera foto este foarte rapidă ca focalizare și are stabilizare optică, desigur. Bateria 3750 de mAh cu încărcare rapidă. Camera poate face fotografii inclusiv în modul color și la alegere poți să activezi acest mod monocrom. Folosește doar senzorul monocrom. Pe partea de selfie are un mod special portret făcut împreună cu Leica în care în acest moment camera activează un efect de bokeh și îți scoate mai bine în evidență trăsăturile. Finisajele sunt foarte frumoase, avem jack audio și micro și USB de tip C, o ramă foarte îngustă pentru ecran. Telefon care arată foarte bine, prețul său este de 700 de euro în varianta 4 GB de RAM cu 64 GB stocare și ceva mai mult pentru o variantă specială de 6 GB RAM cu 128 GB stocare. Desigur, e dual SIM și poate fi extins cu card micro SD. România nu este în primul val de lansare, va apărea mai încolo la noi, poate în aprilie, și vom vedea atunci la ce preț ajunge. Aici am pus mâna la propriu pe cele două culori noi de la Huawei, făcute în colaborare cu Pantone Institute. Acesta este Greenery, aleasă culoarea anului de către Pantone, și acesta este Dazzling Blue, care cred că este un fel de a doua culoare a anului. Un telefon verde, un telefon albastru. Cel verde este normal la atingere, este plat, să zicem, cel albastru are acel finisaj cu mii de punctulețe săpate în el, aproape ca o pilă mecanică. Observați și teme diferite pentru ecran și lateralele sunt diferite prin aceste culori. Arată foarte bine, personal îmi plac ambele variante. Cel albastru este ceva mai elegant pentru că are acest spate texturat cu efecte, dar și cel verde este frumos și în funcție de culoarea voastră preferată ați putea să vă orientați spre un astfel de telefon.